Super schmecke. Diamante! Diamante, bă! Frumos. Redstone. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft, oameni buni. Astăzi continuăm cu episodul 3 din Minecraft, lumea silențioșilor. Și după cum puteți observa, am făcut chestia asta off-camera, un drum spre mină. Iar întrebarea mea este următoarea: vreți să rămân cu casa aici în village sau să mă duc eu să-mi fac altă casă? Nu știu, eventual să ieși din biomul ăsta de zăpadă, să-mi fac eu o casă a mea. Eu aș vota, sincer, eu aș alege să-mi fac eu casa mea și chestia asta să fie o chestie temporară până adun ceva resurse și pe aia să fac mutarea, să zic așa. Îmi spuneți și voi părerea voastră în comentarii, chiar sunt foarte, foarte curios. În episodul ăsta vreau să minez mare parte. Hai să prăjesc și o cartofie și dacă uite, văd că am mulți cartofi aparent și vreau să-i prăjesc. Bun, hai să prăjesc eu cartofii ăștia. Hai să mănânc niște pâine. Și da, deci chiar sunt foarte, foarte curios ce spuneți voi. Nu uitați să dați un like, nu uitați că dau inimioare la comentarii. Nu este obligatoriu să dați like ca să primiți inimioare, pur și simplu. Trebuie să comentați, dacă aveți noroc primiți inimioare, în mare parte eu dau inimioare după ce am pus clipul, în primele ore dau inimioare, poate și următoarea zi când mai mi-aduc aminte. Deci, grăbiți-vă să comentați ce pot spune. Ok, hai să iau și o 3 cartofi și să mă duc. Bă, hai să-mi fac un chest, pentru că am foarte multe chestii la mine și nu prea am nevoie, deci o să-mi fac... Mama, aveam deja 3 chesturi, fuck. Ok, deci o să pun eu toate chestiile aici. Și am să văd exact de ce am nevoie ca să mă duc să minez. În primul rând, am nevoie de bețe, cobblestone ca să-mi fac 2 pickaxe-uri, pentru că cine știe când se strică, bam, bun, 2 pickaxe-uri. Perfect, am să-mi iau așa. Bă, dar n-am torțe, frate. Nu am căul, asta e problema. Ok, în cazul ăsta am să-mi iau astea și astea ca să-mi fac un topor. Ce naiba am făcut, bă, pe bune, bă. Îl folosesc pe ăsta care deja e utilizat. Ok, am să mă duc repede. Am să fac 2 topoare ca să am, pentru că mereu mi se strică topoarele. Bun, am să mă duc să iau mult lemn. Deci am nevoie de mult lemn, oameni buni. Ca să fac charcoal, pentru că îmi trebuie lemn prelucrat și lemn neprelucrat. Parcă așa se facea charcoal-ul. Și eu am să fac torțe din charcoal, pentru că căul momentan nu am și am nevoie de torțe ca să mă duc la minat, știți și voi? Mă gândesc să pun și un shader, pentru că oricum am... Mă, stai că acum am frame-urile blocate la 60, dar dacă dau pe unlimited... Uite aici căul. Mina asta pare destul interesantă. Cred că am să merg aici, nu am să mă duc în mina aia mea. Pentru că arată interesant... Chiar arată interesant. Sper să nu fie ceva în fundătură, pentru că o să fie mare fail. Ok. Hai să spun că mi-ajunge. Pentru că oricum o să mai găsesc charcoal și pot să-mi fac... Pentru că o să-mi iau bețe la mine și o să pot să... Stai, nu charcoal. Am să mai găsesc coal. Da. Deci mai știu să vorbesc. Rabbit hide. Uite o pisică. Mâță nebună. Băi... Am observat o chestie, că nu există Optifine pentru 1.14. Nu știu exact de ce. Probabil pentru că este o versiune prea nouă. I don't know. Ok, hai să-mi fac torțe. Torțe. Mă mănâncă picior, dude. Eu joc aici Minecraft profesionist. N-am timp. N-am timp de activitățile umane. Ok, am aici cartofi. Bun. Haideți să văd ce-mi iau la mine. Bun. Deci, în primul rând, bam, cobblestone, un crafting, un furnace, mereu trebuie să ai un furnace la tine, și mâncare, desigur, cartofi și blocuri. Cam atât. Bun, bam, ăsta de rezervă și o sabie, desigur, mamă, era să uit de sabie și lemn, fucking lemn. Deci, mereu ai nevoie de chestiile astea. Nu, am să-mi fac eu mai multe bețe. Perfect. Oricum o să folosesc bețele astea cu mare drag. Ok, stai așa, că așa se făcea sabia. Bun. Mamă, bun, perfect. Nu o să mai am nevoie de... Ba da, o să am.
Pot spune ăsta aici, ăsta aici, crafting-ul aici, astea aici, bam. Uite, uite cât de bine este aranjat inventarul ăsta, deci, mamă, mamă, cât de frumos, estetic, oameni buni. Ok, hai să dormim. Mulți mi-au spus că, bă, le-ai luat patul și de-aia intră peste tine villagerii. Și cineva mi-a dat un pont să pun fence și să nu pun ușă, pentru că villagerii nu pot să deschidă fence-ul, dar ușa pot să deschidă nebunii. Bă, mi-au uitat torțele, cât de prost să... Pai de capul meu, băi, eu plec la mine, dar nu-mi iau torțe, știi? Adică îmi aranjez așa frumos, băi, și simțeam eu că lipsește ceva, dar nu-mi dădeam seama ce. Fuck my life, dude. Gata, hai. Let's go. Sunt pregătit, oameni buni, de minat. Haideți să vedem. Așa se pleacă la minat, oameni buni. Îți iei blocuri, îți iei mâncare, îți iei unelte și un pickaxe de rezervă. Mereu să vă luați un pickaxe de rezervă. Pentru că cine știe când se întâmplă ceva. Bă, unde era mă ăla? Bă, nu spune că nu-l mai găsesc, că... A, uite-l mai aici. Bun. Hai să mergem noi așa puțin frumos. Rotten Flesh. Au. Sună creepy. Am găsit aer din start. Bă, da, eu așa am stat cu părul ăsta tot clipul. Dude, pe bune. Deci chiar nu vine să cre... Doar uitați-vă la freza mea, oameni buni. Ok, deja am găsit iron. Mamă, mamă, deci ce îmi place să minez, oameni buni. Bă, dar stai că freza asta, deci nu, nu se poate. Deci așa ceva nu se poate. Dude, what the fuck? Ok, ok, freza mea arată ca și cum... Nu știu. Arată ciudat în orice caz. Mă rog, bun, hai să iau eu acest iron. Acest coal. Bă, da, uite că ziceam că nu o să găsesc căul, nu o să găsesc nimic, dar uite că mina asta chiar e bună. Mamă, mamă, cât căul. Cum ar fi să găsesc diamante? Ar fi prea penal. Și apropo, acum e minutul 7 din filmare și de-abia acum am apucat să minez. Super șmecher. Așa că o să fac clipul de 15 minute. Sau poate chiar de 17. Am văzut că oricum vă uitați. Pentru că spuneți în comentarii că... adică spun chestii la sfârșitul episodului și voi, nu știu, de exemplu, în episodul trecut, parcă v-am spus la sfârșitul episodului ceva și voi mi-ați răspuns. Deci asta înseamnă că vă uitați chiar până la final. Și eu am să iau tot coal-ul, nu de alta, dar chiar am nevoie de el. Deci chiar am nevoie de el. Și e foarte bun coal-ul pentru că nu o să mai trebuiască să folosesc lemn ca un sărac, o să folosesc și eu căul ca tot omul. Și să nu mai spun că pe o altă serie de Minecraft eram în panică de... Nu, în panică, în pană de căul. Era faliment, ești nebun la căul. Și uite că acum mă bucur din plin. Și țin minte că nu mai găseam nici oi ca să fac pat. Deci, mamă, ce calvar am trăit, ești nebun. Mamă, dar ce e aici, ești nebun? LOL! Ok, am să dau torțe pe aici ca să fac semn că am... Ok, da, nimic. Bă, hai să mă uit atent că cine știe pe unde e iron și eu nu văd. Oh my god, mină, oameni buni! Știi ceva? Cât timp minez eu chestiile astea, să prăjesc eu iron-ul ăsta, nu de alta, dar să-mi fac un pickaxe de iron ca să meargă toată treaba mai repede. Bine, de fapt nu o să-l folosesc decât la căul și la atât, pentru că oricum iron-ul se ia repede. Bă, nene, la cât coal am găsit aici? Nu se poate. Apropo, știați că cu 8 bucăți de coal puteți să prăjiți un stack întreg de iron, să spunem, iron ore? Parcă cu 8 bucăți, nu? Și asta mi se pare super șmecher, adică cu 8 bucăți de coal să prăjiști un întreg stack, adică 64 de bucăți. Wow! Chiar wow, oameni buni! Da, părul meu arată super oribil. Bun, cam atât. Mamă, cât căul am, ești nebun. Sunt un maestru al căulului. Bun, hai să fac eu... Bam, perfect. Așa, perfect. Bun, hai să continui explorarea. Bam, bam. Ce am găsit eu aici? Bine, de acum nu o să-l mai iau pe tot. Sau, ba da, uite, pe ăsta o să-l iau decât din partea asta și atât. Sau să le iau și de aici. Hai să le iau și de aici.
Of, of, ce nevoie mare de căul am. Mamă, nu, pe ăla nu-l mai au, lasă-mă în pace. Doa, salut. A, e în fundătură. Mersi. Ok, hai că m-am abătut de la drum. Am luat niște căul. Ho. Oh my, what? Wait. What? Mamă, 200 IQ. Deci dacă nu veneam aici, uitați ce ratam. Deci, puu. Bă, dar eu vreau să găsesc diamante, frate. Eu vreau să găsesc diamante. Lol. Ok. Vreau să găsesc diamonds. Ok. Hai să plec de aici. Și să o iau. Oh, shit! Yes! Aur! Schelete pe 1.14 egal OP, deci fugi! Mamă, ce m-am speriat. Ce speriatură am tras, ești prost. Hai mă, frate. Stai. Mă baricadez. Situațiile extreme trebuie tratate extrem. O secundă. Stai mă acolo, nenorocitele. Fraiere. Ok. Atenție. Lecție de școala vieții. Ai nevoie, în primul rând, de o sabie de iron. Școala vieții pe Minecraft. După ce ți-ai procurat minunata sabie de iron, îți iei crafting-ul în mână și inima în dinți, mănânci câțiva cartofi, desigur. Îți iei inima în dinți, sabia în mână și pornești la luptă. Wow, ăsta a sunat ca un citat de la Super... Wow, oare l-a folosit cineva până acum? Nu știu, dar... Ia! Haia! Ha! 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 Hm. Iar bătălia a fost un mare succes. Mamă, câte resurse găsesc eu aici, frate! Ce-mi place să minez! Woohoo! Nice! Mining diamonds, guys! Boys and girls! Da, super șmecher oameni buni. Mamă, dar cât căul e aici? Bă, dar niște diamante în cantități atât de mari nu mi ofer și mie, domnule Minecraft, adică chiar ar fi de folos. Adică, știi, diamante, please. Ok, prea mult căul. Da, nimic. Absolut nimic. Super șmecher. Ok, haideți să iau și pe cealaltă parte. Bă, dar pe unde s-o mai iau, adevărat? Mamă. Sunt prost. Ok. Filmez de 13 minute aproape. Nici nu știu cum a trecut tot timpul ăsta, pentru că mă distrez prea mult. Haur, oameni buni! 2 bucăți, 3 bucăți, 4 bucăți, 5 bucăți și atât. Ok. Oh, iron, oameni buni! 1 bucată, 2 bucată, 3 bucată, 4 bucată, 5 bucată și 6 bucată. Super șmecher. Diamante! Bă! Nu cred! Ești prost! Dă-te încolo, am rămas fără torțe! Nu cred, deci chiar am găsit diamante, ești prost? Diamante, bă! Diamante! Ăsta e dansul diamantelor! 2 diamante. Bă, sunt bune și astea. Nu sunt 3 diamante să-mi fac un pickaxe, dar sunt diamante, frate. Rest, 3 diamante! Ce mai vrei de la viața asta? Deci mi-a luat cel mai mare jump scare pe care am putut să mi-l iau vreodată. Deci, oameni buni, hai să o dau pe față. 4 diamante. Hai să o dau pe față. M-am căcat pe mine, practic. Dar aici sunt, oameni buni, 4 diamante frumușele. Am să le fac o poză.
Și o să fac o față așa, stai. Stai așa că facem thumbnail-ul în direct. Stai, fii atent să fac niște loc așa, ca să fie așa frumos. Stai să mă urc așa un pe un bloc, să fac așa. Gata, am făcut thumbnail-ul. Haide să le iau! Achievement, diamond, să curgă diamantele! Ce e neregulă cu părul meu, doamnelor și domnilor? Dar pe bune, deci chiar nu știu ce e neregulă cu părul meu, bă, da! Nu, el nu poate să stea așa. Uite, am să fac tactica asta. Ce față am? Da, deci așa ți-a aranjez părul, îți pui căștile. Păi, ești prost, am găsit diamante. Acum, cum ai ajung acasă, bă? Naiba știe. Cum mai ajung eu acasă? Bă, da, ești nebun la ce strat sunt? Bine, nu e ca și cum mi-aș da seama la ce strat sunt. Pun pariu că dacă o iau pe aici, mai găsesc diamante. Deci pun pariu pe ce vreți voi. Pun pariu că dacă o iau pe aici... Bine, e posibil să nu găsesc, dar nu contează. Mamă, dacă am căzut în lava asta... Mamă, deci... Salut! Bă, măcar niște obsidian, știi? Deci niște obsidian chiar ar fi ok. Dar cine aibă obsidian? N-am de unde să fac rost acum de obsidian. Decât dacă aveam apă la mine. Și nu am. Ușor. Am să iau redstone-ul ăsta. Frumos. Redstone. Nu! Oh. Ha pe măta, bă.